Fruntaj la încasarea amenzilor sunt în special tinerii cu mașini de lux, care apasă pedala de accelerație și primesc sancțiuni pentru depășirea limitei de viteză. În majoritatea cazurilor, părinții nu știu de isprăvele odraslelor, iar când vin la primărie să-și elibereze o adeverință, constată că au restanțe neplătite. Sumele sunt foarte mari, pe circulație sunt undeva la 15 miliarde. Este o sumă foarte mare, iar acești bani nu în totalitate rămân la bugetul local. Probabil că unii dintre dumnealor le vor achita după sentința judecătorească sau vom parcurge etapa 3 la executarea silită printr-un executor judecătoresc. Pentru a-și recupera banii, unii edili din Argeș au luat deja măsuri în această privință. De exemplu, la Buglia de Sus, cei care nu și-au achitat birurile către stat prestează muncă în folosul comunității. Primarul Ion Georgescu este de părere că acest lucru nu se va întâmpla și la Mioveni. La Mioveni nu cred eu că tineri la 18-20 de ani copii de bani gata, o să-i vezi dumneata pe șanț, sau știu eu, pe pajiște greblând, tăind măracini. Eu cred că de la Q7 și de la mașini din astea străine, n-ai să vezi vreunul că va da cu mătura sau cu sapă. Cert este faptul că cei care nu se grăbesc să-și achite datoriile către stat vor fi înștiințați și dacă nu vor lua nicio măsură, dosarul va fi înaintat către instanțele de judecată, iar cu ordin judecătoresc vor fi executat silit.